Presa din Ucraina a dezvăluit în exclusivitate că patronul Dinamo Kiev, milionarul ucrainean, a ieșit din țară în a treia zi de război și nu oricum, ci cu o sumă de 17,6 milioane de dolari. Înainte de începerea războiului, patronul Dinamo, Kiev Igor Surkis, susținea ferm că nu va părăsi Ucraina. Între timp însă s-a răzgândit. Acesta a fost surprins de presa ucraineană când trecea granița. Patronul echipei unde antrenează Mircea Lucescu a trecut frontiera într-un bolid blindat a cărui valoare este de 700.000 de dolari alături de familia sa. Inițial la frontieră, cei doi au declarat că nu au bani cash, însă în urma unor controle autoritățile au constatat că de fapt aveau la ei 17,6 milioane de dolari. Și soția omului de afaceri Igor Kodvitsk a încercat să treacă fraudă. Vama. Femeia a ascuns 29 de milioane de dolari și jumătate de milion de euro în mai multe valize în mașina cu numere de Ungaria cu care a încercat să părăsească țara.